Bună seara, domnul doctor Arafat! Cine plătește pentru izoletele care au costat bani mulți, pentru măștile neconforme? Cine plătește, domnule Arafat, pentru spitalele care au luat foc? Cine? Cretinul, nu? Cine plătește pentru crimele din timpul pandemiei, domnul Arafat? A? Cine plătește? Auzi, a închis crimele, nu? Criminalul din Ministerul de Interne, nu? Domnul Arafat, de ce nu răspundeți pentru izoletele plătite care n-au ajuns unde trebuie, a? Măștile neconforme, cine suportă cheltuierile? Cine suportă cheltuierile? A? Ia uite, ați Arafat, care mi-a dat peste telefon că nu suportă criticile. Vedeți? Ia uitați. A închis și ușa. A? Da, ăsta este Arafat. Da? Nu suportă să fie întrebat de izoletele românești, măștile neconforme, spitalele care au luat foc. Nu vrea să răspundă. De ce? Că așa fac toți. Nu răspund. Asta este. Îl așteptăm să așteptăm răspunsul. Să vedem dacă ne dă răspunsul. Ați văzut cum mi-a dat peste telefon. Asta este pentru că supără adevărul. Nu este primul nici ultimul.